Bine ați revenit la o nouă ediție între alb și negru, sunt avocate Emil Vreau de data asta pentru că suntem în toiul verii și canicul asta ne-a topit pe toți și se pare că e căldură foarte mare inclusiv în administrația Constanțeană, să lăsăm puțin administrația deoparte, să ne îndepărtăm puțin puțin de politică, deși o să abordăm cumva tangențial și subiectul ăsta al politicii și al administrației locale, dar s-au întâmplat evenimente recente care au legătură cu un subiect pe care eu nu l-am mai abordat la emisiunea asta, și anume cu sportul Constanțean. Pe 30 iulie a fost o ședință de Consiliu Local care a avut o veste bună și una rea. O să aflăm despre ce este vorba. Astăzi de la Andrei Talpeș, manager general al clubului de basket Atletic Constanța și președintele Asociației Județene de Basket în Constanța. Bine venit, Andrei, la Constanța TV. Bine v-am găsit, mulțumesc frumos de invitație. Suntem Emil, ne cunoaștem de ceva timp, te rog frumos ne tutuim aici, nu ne formalizăm, în emisiunea asta suntem, Sigur că dai, suntem prieteni. Andrei, ce s-a întâmplat pe 30 iulie bine pentru Atletic, în primul rând, pentru că ești managerul acestui club? În primul rând, ne-a fost aprobat în continuare proiectul acesta la care muncim de, de foarte mulți ani, din Constanța pentru noi înseamnă foarte mult, pentru că înseamnă continuitate. Proiectul ăsta n-ar putea să trăiască fără această continuitate. Ce înseamnă Made in Constanța? C pentru publicul Constanța de care nu știe ce înseamnă Made in Constanța, made eu știu ce înseamnă. Made in Constanța a plecat, a plecat așa, lumea se gândește, Made in Constanța, trebuie să fie totul în Constanța. Nu, l-am transformat într-un stil de viață, într-o filozofie, ca să-i spun așa. Într-un brand. Într-un brand care a prins foarte bine, mai ales în rândul tinerilor și mă bucură foarte tare asta. E o muncă titanică în spate. Dar da, Made in Constanța a ajuns departe, a ajuns în Liga Națională, a ajuns cunoscut în țară, ceea ce mă bucură, mă bucură foarte tare. E o întreagă aură, într-adevăr, o emulație în jurul brandului ăsta Made in Constanța, fabricat în Constanța, cu o notă puțin de, de limbă engleză, pentru că așa dă bine întotdeauna în publicitate. Pe 30 iulie vi s-a aprobat finanțare în cuantum de 2 milioane și jumătate de lei, da. dublu și ceva față de cât vi s-a acordat... Anul trecut. De unde vine diferența asta? De ce s-a ajuns la o finanțare dublă față de anul trecut? A fost un concurs de proiecte. Noi am, am depus acolo și am explicat tot ce am făcut noi în toți anii ăștia. Comisia a avut încredere și ne-a ne punctat munca până la urmă, și, așadar, am, am primit această, să zic eu, bine meritată finanțare. Desigur, ne și obligă ne obligă să, să, creștem standardele, să creștem nivelul, dar e un challenge pe care îl acceptăm. și. Constanțenii sunt iubitori de basket și așteaptă mult de la basket sunt în constant Sunt și cel mai mult, cred că din toate lucrurile, îmi doresc să, să vină înapoi la sală, să aibă voie să vină înapoi la sală. Pentru că, că cu toții să important. ne întoarcem în sală. În sala sportului sau eventual chiar într-un viitor mediu în sala polivalentă. Oh, da, Ar fi o sărbătoare pentru, pentru sportul a, Constanțean să avem a, basket Va fi în sală. ceva fabulos când va fi sala aia gata. Spuneam că e o premieră pentru Constanța, cumva o premieră pentru sportul Constanțean, faptul că finanțările astea pentru toate cluburile private de sport, și avem acolo handbal, volei, avem basket, avem și alte ramuri sportive care au primit finanțare, s-a întâmplat ceva ce nu se întâmplă cel puțin în actuala administrație, respectiv o unanimitate în Consiliul Local, în condițiile în care Anul trecut, dacă nu mă înșel, consilierii locali PNR erau total împotriva finanțărilor către cluburile private de basket și de alte sporturi. Ce crezi că s-a întâmplat de s-a schimbat optica asta în politica din Constanța? De aveți unanimitate pentru finanțările astea? În primul rând mă bucură că toți consilierii au, au înțeles importanța finanțării sportului. Desigur, cel puțin noi alergăm după să atragem finanțări din mediul privat. Nu este atât de ușor, mai ales după această pandemie care ne-a ne lovit pe toți. Ne e o criză economică. Sponsorizările din partea mediului privat sunt ultimele pe listă, probabil. Exact, exact. Și atunci cred că, nu știu, poate au realizat cu transparență acest proces și au dat seama că a fost transparent și este transparent. Au evaluat proiectele, au văzut despre ce e vorba. Probabil că toate aceste lucruri au determinat ca să fie unanimitate. Și până la urmă, cred că au dat dovadă de unitate, ceea ce cred că în administrația locală e foarte important când vine vorba de proiecte importante pentru orașul nostru. E important și e și foarte rar. Suma asta totală care a fost alocată în ședința asta de consiliu Local, 9 milioane de lei, e mai mică decât cea de anul trecut? Sau a fost doar o împărțire a banilor, cumva, pe două bugete separate? Anul trecut știu că era vorba de 21 de milioane de lei care s-au acordat sporturilor, da. anul asta au fost doar 9 milioane. Din ce am înțeles, da, sunt 9 milioane, cred că, până în luna decembrie. Deci, undeva, suma este cam aceeași cu... cu... Pentru un an trecut. de un competiție, un exact, de fapt. Exact, da. Și tu, practic, îți împarți uh, această finanțare în două tranșe, ca să le numesc așa. Uh, una până în decembrie, pentru că este un exercițiu bugetar. bugetar și financiar și trebuie să-ți închei totul. Da, mai ales pentru că îi raportează mai departe de lucrurile astea și e supus controlului curții de conturi și etc și după aceea, din luna ianuarie, intri pe exercițiul bugetar de... Pentru că sezonul nostru competițional se împarte practic pe doi ani. Este sezonul competițional 2021-2022. Exact. Pentru alte structuri care au ciclul sau competițiile lor pe un singur an calendaristic, vor primi pe un singur an calendaristic. Adică până la 31 de decembrie exact, 2021. Exact. E în funcție și de Specificul disciplinei sau sportului pe care îl practici. Ce înseamnă pentru atletic și pentru basket faptul că finanțarea voastră e dublată? Înseamnă vom vedea o altă calitate a jucătorilor pe care o să îi aduceți în Constanța? Ne-ați obișnuit cu jucători din Statele Unite, jucători spectaculoși. Sunt câțiva jucători emblematici care au fost în Constanța. Cu, cu siguranță vom, vom încerca asta. Faptul că ai un buget mare nu ți garantează succesul în sport. Pe noi, pe noi ne, ne, ne obligă, ne onorează, dar ne și obligă această sumă. Cu siguranță nivelul jucătorilor va crește, cu siguranță condițiile pe care le putem oferi vor crește, atât juniorilor cât și seniorilor. Cu siguranță vom încerca să ne autodepășim. Dar asta nu înseamnă că ai un succes garantat dacă cineva îți bagă în cont acum. Și eu mă bucur foarte, foarte tare că am luat-o treptat și că. Știți cum e? E ca un, e ca un ciclu. Nu intri niciodată direct la liceu sau în clasa 10. -a. Încep cu școală primară, te duci în fiecare... E, așa am crescut și noi, am crescut etapă cu etapă. De ce să fiu ipocrit? Poate dacă primeam acum 4, 5 ani, 6 ani, un milion de euro, poate e și un lamentabil. Sau poate eram doar norocos și aveam noroc și Ați reușim... avut nevoie să treceți prin greutățile astea, da, inclusiv ca, financiare, ca să, să, să înveți. Da, este o, este o, lecție. Învezi din înfrângeri, învezi din tot. Important e să nu le repeți. Asta am făcut noi. Spuneai de pepinieră și de mei din Constanța. Anul ăsta, în sezonul competițional 2021-2022, câți juniori crescuți în Constanța, Constanțeni, vor fi pe parchet pentru atletii Constanța? Cam fiecare an am, am, dat șansă tinerilor. Este, este o chestie în care noi credem. Este filozofia noastră. Mereu am zis că nu e importantă neapărat o victorie, cât cum îl faci pe copilul ăla să se simtă, ce educație îi dai, ce, ce construiești și cum îl, îl, îl crești, dai, îl crești pentru societate. Să caracterul. Și cred că toți copiii care au trecut prin mâinile noastre, ca să spun așa, toți au ajuns bine și nu, s nu, nu au de ce să se plângă. În schimb, e sistemul ăsta e foarte complicat și înțeleg și pe părinți. Pe de-o parte e presiunea școlii, Ajung în terminali. Părinții își doresc de la ei să fie buni și acolo și acolo, ceea ce undeva este normal. În schimb, ne gândim, copiii ăștia stau 7-8 ore la școală, au meditații, trebuie să facă și antrenamente, poate au două antrenamente pe zi, au teme de făcut. Profesorii nu se gândesc câte teme, cât de mult încarcă pe acești copii. Poate au teme în care trebuie să-și pătreacă 4 ore să le facă, nu știu, la toate materiile. Gândiți-vă că un copil stă mai mult decât stăm noi adulții la un loc de muncă, până la urmă. Da, cu încărcare și psihică încărcare și fizică. psihică, fizică, fizică tot, ce, tot ce înseamnă. E. Și atunci, na, sistemul ăsta nu, nu, nu mă plâng. În schimb, poate fi îmbunătățit sau trebuie să găsim soluții să l îmbunătățim pentru că acești copii să ne dăm seama în primul rând la ce sunt buni sau copii ce vor care să facă. Fac care fac sport de performanță. Și atunci lucrurile ar fi mult mai ușor de gestionat. Ce, ce pot eu să vă spun? Că da, vor fi cel puțin 3-4 copii care vor face pasul juniori dar asta depinde iarăși de ei. Nu, nu, nu e garantat. E și în funcție de ceea ce fac ei la antrenamente, cum se pregătesc, cum se prezintă. Seriozitate, fac... constanță, exact. dedicare până la urmă, pentru că e da. foarte important. Și nici nu e bine doar să iei un copil să-l expui. Că e foarte ușor. Ai luat un copil, l arunci în teren și zici gata, am, am făcut de bani. Nu. Că nu poți să-l expui la nivelul ăla și să-l să faci să simtă. El trebuie să fie pregătit să facă față la nivelul mental. Ăla. În primul mental, rând. în primul rând. Poate fizic ar avea puterea Poate să fizic ar fie. Ar avea Dar mental, în primul rând. Și de multe ori e mai bine să nu-l bagi decât să-l bagi într-un moment ca asta. Pentru că s-ar putea să-l pierzi după un eșec ca ăla, va fi greu să-l ridici. Aveți o pepinieră destul de bine dezvoltată de juniori la Atletic în Constanța. Crezi că în următorii 10-15 ani o să vedem un jucător în NBA din Constanța? Avem șansa asta? Avem jucători talentați? Uh, Aș fi pro, o, ipocrit să spun acum, da. Ei toți își doresc, în mod sigur, toți copiii doresc să, să ajungă la NBA. Aș putea să spun acum, da, sigur am avea. Dar te-aș minți. Uh, și spui și de ce. În primul rând, dacă aș avea garanția că, uh, cum să zic, din punct de vedere al infrastructurii, am avea promisiuni să, să construim mai multe săli, mai multe terenuri în aer liber, să deschidem curțile școlilor, să facem niște lucruri axate pe, pe, pe uh, sport în general și pe basket în special, de ce nu? Am putea avea. Dar până acum, uite că din toată țara sau oriunde am avut, în zone în care mai dezvoltat infrastructura, nu știu, n-am reușit să trimitem încă un. Am trimis jucători afară, dar mai departe de nivel de colegiu în Statele Unite, care e o ligă destul de puternică, nu au ajuns spre NBA, nu au ajuns în draft. Din păcate, nu. Din păcate nu. Dar avem jucători care joacă în Spania, avem jucători care evoluează la nivel înalt. În ligi puternice. dar iată că niciunul n a reușit în ultimii ani să facă pasul către. Tocmai asta te întrebam dacă crezi că putem, în următorii 10-15 ani, văzând ce, ce copii aveți acum în pepinieră, am avea șansa. Dar spui că avem nevoie de infrastructură și avem nevoie de sprijin din partea autorităților. Exact. Există proiecte, numai că ele trebuie să fie și implementate, din punctul ăsta de vedere. Exact. Finanțarea asta dublată e vestea bună. Vestea, cred eu, puțin rea și s-ar putea să nu-mi dai dreptate, ar fi faptul că s-a votat totodată și înființarea unui club sportiv municipal, unui CSM, cum e denumit da. în limbaj popular. Ce înseamnă că se înființează un CSM la Constanța? Înseamnă că nu o să mai primească cluburile private bani pentru finanțare? Sau vor coexista CSM și cluburile private, indiferent de ramura sportivă în care activează? Cred că ambele lucruri se vor întâmpla. Adică cluburile private vor putea să existe în continuare, pentru că este o piață liberă și e libertatea fiecăruia să facă ce vrea cu clubul lui. În schimb, cred că după înființarea CSM-ului și când va fi gata tot acest proces, că am observat și eu că a fost aprobat, cu siguranță primăria se va concentra să va bugeta doar acest CSM, iar cluburile private vor trebui să se descurce dacă nu vor face parte în acest club. Să supraviețuiască municipal. din sponsorizări, ceea ce este practic imposibil într-o da. economie ca a României. Da. Și asta ar însemna... Din păcate așa e creat sistemul. Sistemul este creat, într-un fel sau altul toate Cluburile sportive să fie dependente de finanțarea de la stat. La nivel de handbal n-ar fi concurență pentru absorpția în, într-un astfel de CSM, pentru că avem un singur club mare. La nivel de volei, cam la fel. Ce se întâmplă la nivel de basket? Pentru că la nivel de basket, în Constanța, există o competiție, există o concurență între cluburile de basket și e destul de acerbă câteodată. Uh, vi s-a spus, în vreun fel, cum va fi organizat acest CSM, cum vor fi invitate cluburile să facă parte din acele secții, cine va fi invitat? va fi o, o, bătălie în sensul ăsta între cluburile de basket? Cine să conducă și să coordoneze secția de basket a CSM Constanța? Deocamdată nu i s-a spus nimic și cred că e prematur să ni se spună ceva pentru că abia a fost aprobată înființarea CSM-ului. Probabil când va fi gata și vor fi toate documentele și din punct de vedere legal și el va, se, se va naște din punct de vedere juridic, probabil că atunci vor fi niște discuții și ne vor... Ca nu... orizont de timp crezi că se va operaționaliza CSM-ul până la anul? Până la începutul unui an nou competițional, în 2022? Eu zic că dacă lucrurile se mișcă în ritmul natural, la lor nici nu trebuie să-l accelereze sau nu, un CSM se poate face în câteva luni să fie gata, sigur că da. Și în opinia ta, de manager de club privat, e mai bine să existe un CSM care să fie finanțat transparent de autoritatea locală sau e mai bine să existe cluburile private? finanțate tot, la fel de transparent, că a fost o bază, pe bază de concurs finanțarea. Din, din punctul meu de vedere, cred că e necesar un CSM la Constanța. Ar centraliza cumva. Ar centraliza. de ar uni pe toți sub o... Cum să zic? Sub o... o singură direcție, cu o, o promovare a tuturor în același sens, cu, bineînțeles, trebuie să creezi o identitate, trebuie să faci lucruri unde, și din punct de vedere al marketingului trebuie lucrat. Trebuie să-i dai o identitate, trebuie lumea să se... Identifice, identifice cu... cu el, pornind de la nume, că după CSM-ul ăsta trebuie să fie un nume. Dacă va fi Faru, cu siguranță va avea un succes enorm. Dacă da, se va reuși... pentru că denumirea Faru e pentru Constanța? Exact. Este emblematică și este ce trebuie. Acum, nu știu, nu știu planurile celor care se vor ocupa de asta, doar presupunem și vorbim presupunem. Și nu cred că vreodată concurența a fost ne neloială sau nebenefică între cluburile din Constanța, mai ales de basket, ci din contră naște progres și atunci e ok. E loc pentru toată lumea. Bineînțeles fiecare își alege cum să managerieze și să și conducă clubul inclusiv în cadrul unui CSM. Se va întâmpla asta sigur că da și tu spui că e mai benefic să avem un CSM în condițiile în care chiar brandul ăsta la care ați lucrat Made in Constanța brandul atletic E o la care ați lucrat. Teoretic ar trebui să dispară dacă uh, ați ajunge să, să faceți parte dintr-un CSM. Poate să dispară sau poate să rămână ca un colaborator cu CSM-ul, nu știu, pe partea de junior, de exemplu. Nu știu, ce atletic sau un alt club din Constanța descoperă trei copii foarte buni. Se duce în județ sau undeva sau un din oraș și găsește. Și atunci CSM-ul găsindu-i vine și spune, uite, bă, vrem, suntem interesați de juniorii tăi. Poți să faci un contract de Colaborare, în care cluburile private să rămână și, private să devină scouter, să, să devină și să devină scoutări? Să devină scoutări și să creeze ocupe, baza, să creeze aia, de baza de aia. Plus că piramida e în așa fel construită încât nu trebuie să neglijăm deloc sportul de masă. Este cel mai important. Pentru că de acolo îți alegi tu um, copiii, viitorii juniori și tot ce ai nevoie. Ei, ori noi trebuie să, trebuie să facem cumva ca acest sport de masă să-l creștem. Asta am și încercat prin proiectele Asociației Județene de Basket, pe partea de basket, să creștem cât mai mult. După fiecare eveniment. O groază de copii vor să vină la basket. Și vor să vină la basket la orice club din Constanța. Nu trebuie să vină doar la clubul XY. Sau da, de că basket când e un, un sport foarte popular în Constanța. Sunt este. sute, poate chiar mii de copii care practică basket exact. încă de la vârste foarte și mici sunt, în Constanța. Și suntem un exemplu de bune practici pentru alte orașe din țară care încearcă să facă ceea ce facem noi aici și să facă astfel de evenimente. Pentru că genul ăsta de evenimente împing copiii. Nu mai ca înainte când copiii stăteau mult pe stradă, se jucau deja aveau școala alergării, știau. Acum trebuie să ei să înveți toate lucrurile Se astea. Trebuie să atragi. exact, trebuie să-i trebuie să-i scoți să din... Disciplinezi să din disciplinezi Și trebuie să-i să, trebuie să atragi cumva. Și nu poți să-i atragi forțându-i, nu merge așa. Trebuie să-i atragi prin joacă, trebuie să-i atragi prin evenimente, trebuie să-i atragi prin lucruri care îl plac, prin concursuri, prin mici jocuri. Încet, încet mergem și spre subiectul următor, dar mă interesează ce se întâmplă cu baza asta de selecție. Pentru că dacă vorbeam că avem câteva sute, poate chiar mii de copii la nivel de baby basket, șapte, opt ani, nouă ani și așa mai departe, până spre U18, U20, under 20, under 23, copiii se pierd pe drum. Ce se întâmplă cu baza asta mare de selecție? Sunt niște lucruri la care. Mă bucur că am avut alegere acum la federație și am schimbat un pic Asta era următorul subiect. direcția pentru că probabil că următorul președinte doamna Tocală, o să facă o analiză asupra acestui, acestei probleme pentru că într-adevăr avem foarte foarte mulți copii la baby mini basket după care apar niște rupturi și alea sunt exact de, despre ceea ce vorbeam mai devreme. Sunt niște praguri clasa 8 -a, clasa 12 -a. Ei, acolo la pragurile pentru că noi nu avem o Trebuie Uf. făcut un protocol și cu Ministerul Educației Naționale. Sunt multe lucruri pe care le poți se face ușor. Există facilități, da. probabil, pentru elevii pentru care... Pentru că mulți copii acolo, acolo ălea sunt pragurile și acolo se cernește și acolo pierdem foarte mult. Și mai e un aspect unde pierdem, după ce termină junioratul, faptul că multe cluburi sau nu avem trecerea, liantului între juniorat, juniorat și seniorat. Și atunci acolo, iarăși. Ai pierdut mase întregi de. Faptul de că copii. se pierd foarte mulți copii la acest prac de clasa 8 -a și de clasa 12 -a înseamnă că basketul e un sport pentru copii care chiar învață bine. Pentru că dacă nu ar da prioritate cărții în fața basketului, probabil că. Este, este un sport, da, este un sport practicat de copii foarte inteligenți. Nu, de, nu degeaba este comparat basketul cu șahul. Pentru că trebuie să iei decizii în fracțiuni de secundă, sub presiune și sunt milioane de posibilități și de mutări și de mișcări și de. Da, dar de asta. -l... E atât de frumos și cred că îi atrage foarte mult pe, pe acești copii. Ce aduce nou Carmen Tocală, noul președinte ales acum câteva zile, chiar acum două zile în urmă, da. al Federației de Basket? Va avea Constanța de câștigat de pe urma noii conducerea Federației de, de Basket? Constanța s-a poziționat întotdeauna corect față de Federația Română de Basket și pentru că este un partener în, în construcția acestui. Constanța modul. e implicată în lotul 3 la 3, feminin, dacă nu mă înșel, da, da. lotul 3 la 3 național și masculin. Dacă țin eu minte da. bine. A fost implicat în calificarea asta istorică a României pentru prima dată la Jocurile Olimpice, la 3 la 3. A avut mereu partener pe Federația Internațională de Basket, care a îngăduit să organizeze aici nenumărate evenimente internaționale, fiind un partener de nădejde în sensul ăsta. Și mă, mă Constanța a pus mult. umărul la promovarea uh, basketului 3 la 3 în uh, categoria sporturilor olimpice, pentru că au fost da. foarte multe evenimente care au contat exact. în scorul exact. pe care l-au obținut acest, exact. uh, acest suntem, sport. Suntem pe harta importantă a basketului. Tot ce să înseamnă festival importanța. de baby basket și mini basket, adică campionatele naționale de, de copii și juniori până în 12 ani au fost organizate în Constanța. Da probabil sub egida federației și a asociației județene de basket care reunește toate cluburile de basket din Constanța. Se va mai păstra oare tradiția asta ca toate festivalurile de baby basket și mini basket să se organizeze în județul Constanța pe litoral? Eu am doresc să, să rămân această tradiție pentru că este win-win din toate punctele de vedere și nu cred că se va schimba acest lucru, adică sper să nu se schimbe. Cred că cel puțin în ultimii 8 ani, dacă nu mă înșel, în fiecare an s-au organizat baby basket da. și mini basket da. La Costinești, la Mangalia A da, fost Mangalia, după aceea Costinești da. Tot, tot timpul într-o zonă de, În zona de sud a litoralului Pentru că e mai, mai accesibilă Și din punct de vedere financiar în acea perioadă Și pentru cluburi da, Mamaia și probabil sunt Cheltuielul mult prea mari pentru cluburi Au fost voci anii trecuți Poate chiar și anul ăsta Parcă prin presă am citit Care spun că finanțările în sportul privat Ar trebui să vină legate de performanță Ești de acord cu, cu o teorie de genul ăsta că finanțarea ar trebui să vină doar în urma performanței? Cum am spus, trebuie să vină și în urma performanței, dar trebuie să definim performanța. Vorbim doar de performanță sportivă sau vorbim de o performanță care să înglobeze tot ceea ce faci și că trebuie să înțelegem, sportul nu este doar disciplina sportivă pe care o practici. Sportul, sportul este business. Sportul trebuie să-l transformi într-o într-un lucru, într da, într lucru care, să-ți să, -ți, să -ți producă, să-ți aducă ceva înapoi. Și aici mă refer, e, 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 o performanță să joci cu cinci spectatori meci de meci în tribună? Nu. După un sezon sau după, în patru, sau după patru sezoane în care tu faci performanță? E performanță să nu știe nimeni despre tine sau despre la ce oră joci sau când joci? E performanță să nu te duci, să nu știe prin oraș, nimeni despre jucătorii. Dar tăi poate asta n-au înțeles foarte mulți oameni, că performanța stă inclusiv în numărul de oameni care vin la sală, care vin să te vadă. Siguranță. Faptul că banii ăștia nu se duc doar în niște salarii de jucători, no. că asta s-a tot spus. Unile banii ăștia se duc doar în salariile jucătorilor. Constanțenii n-au nimic de câștigat de pe urma finanțărilor care se dau ori la basket, ori la handbal, pentru că acolo au fost sumele cele mai mari. Nu se duc numai în salariile jucătorilor banii ăștia, adică ei cumva se întorc în comunitate pentru că jucă jucătorii ăștia devin niște modele. Nu? Adică eu am fost în sală la meciurile de baschet și știu câți copii sunt acolo și nu sunt numai. Ei. Păi ia, despre asta este vorba. Tu, de fapt, aduci niște modele, cum le spun eu, sunt eroi fără pelerină, adică sunt niște oameni care devin role models. Și uh, când ai niște juniori și niște copii, uh, am observat asta. Când am, când am început și am intrat și am avut echipă de Liga a doua sau de Liga națională, bustul asupra copiilor a fost enorm, care veneau din urmă. Pentru că își doreau și ei să fie acolo. Părinții visează copiilor să joace în Arena Gladiatorilor, în sala sporturilor. Oho! Uh, oho to și încă cum? Deci toate lucrurile care se ridică și acum și mă da? gândesc la atmosfera aia și la tot ce înseamnă, e, toate lucrurile astea coroborate îți aduc performanța asta de care vorbim. Sunt, sunt interconectate. Și asta când zic, poți să, poți, să, po să definiști performanța. Ok, n-ai trânat pe locul 1, n-ai făcut performanță. Dar poate ai avut COVID, poate bă, mai nou, poate ți s-au ocenetat cei mai buni jucători, poate, poate, poate. Iar spun, nu bugetul îți, îți garantează că vei fi. Desigur, trebuie să știi ce să faci cu banii, trebuie să fii un bun manager, trebuie să știi să-i cheltui. Dar asta nu înseamnă că, nu știu, trebuie, trebuie definit. Dar iarăși sunt în, când, când, de, când, aplici pentru aceste proiecte, sunt niște criterii acolo. Și sunt niște criterii zic eu că bine definite și uh, care îți evaluează capacitatea. capacitatea, și performanța. De a aduce plus valoare din banii pe valoare. care îi primești. Exact, exact. Nu atunci. plus valoare neapărat economică, ci și o plus atunci. valoare în peisajul sportiv. Noi cred că și în România, în general, sunt, sunt mai multe principii și uh, este planning-ul, planificarea, după aceea vine implementarea și controlul cred că noi suferim un pic la implementare și la control. Pentru că la plănuit nu suntem chiar răi. Știi? Adică sunt niște proiecte bune. Te gândești, bă, ce ar trebui să facem? Asta, asta. Vrem mai, vrem aia, Dar după aceea, cu cine implementezi, cine îți implementează și după aceea controlul. Când vin și te gândești, am făcut ce trebuia, am atins toți indicatorii, mi-am atins toate obiectivele. Că veni vorba de obiective. Ce obiective v-ați fixat cu Atletic pentru nou sezon competițional? Nu mai sunt Liga 1, Liga 2, e o singură nu Superliga, sunt. Liga, nu? Da, este o ligă, e, 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 și, e și Liga doua, dar noi suntem în Liga Națională. Um, am propus să, să încercăm să prindem play-off-ul anul ăsta, în premieră. Să vedem dacă ne și iese, dar ăsta este obiectivul nostru. Asta în primele 8 echipe. Un obiectiv destul de ambițios. Este anul ambițiu. trecut nu a fost chiar atât de... Nu, Anul trecut a fost evitarea rotărădării, clar. Am plecat cu un handicap enorm față de celelalte echipe. Și handicapul fiind? Handicapul fiind unul financiar, bugetul nefiind gândit și planifica pentru un campionat pandemic. Și suficient pentru jucători de calitate. Da. A fost, nu, nu, cum zic, nu mă ascund. a fost cel mai greu sezon pe care l-am avut de, de gestionat de când mă ocup de chestia asta. Din punctul ăsta de vedere, pentru că știam că nu mai sunt resurse și la un moment dat se termina și trebuia să se golea sacul. Se golea, da, da. Și știam până când puteam să avem oxigen, ca să spun așa. Anul ăsta ați prevăzut în buget inclusiv posibilitatea să mai da. existe? anul, ăsta, anul ăsta, fiind bugetul mai mare e mai flexibil. Putem să mai facem mutări între categoriile de cheltuieli. E, suntem mai, mult mai flexibili în sensul ăsta. Da. Te aduce jucători mai mulți din țară sau din străinătate? Cum păstrați echilibru da. între... N-am -am schimbat mult. Vezi tu că asta este, știi, multă lume spune, o, o să ai mai mulți bani și o să schimbi mentalitatea strategică. Nu e adevărat. Am păstrat, am reușit să păstrăm mare parte din nucleul de anul de jucători români. Acum suntem în căutări pentru niște jucători străini, dar lucrurile rămân la fel. Filozofia rămâne aceeași. Până când vom demonstra că asta este calea sănătoasă și naturală de, de, a construi și a face lucruri. Până la urmă sunt banii comunității. Noi trebuie să reinvestim în comunitate și în copiii care vin la basket și vor să facă basket. Și atunci le dăm șansa lor să joace. Să fie și să ei, fie la rândul și ei, lor, made din Constanța. Sigur că da, sigur că da. Și an de an poți să faci asta. Mai ai un aspect despre care am uitat să spun. Da. Um, faptul că foarte mulți copii pleacă spre București, Cluj când termină. Iarăși e un, e un factor. Constanța trebuie să înceapă să poată să țină acești să Să țină valorile. Să țină valorile. Pentru că mulți ne poate să fie mulți. Să spună, știu, eu mă duc la facultate la Cluj. Uite și Clujul vrea să mă ia la echipă sau... Nu știu, orice. Și atunci, înainte n-aveam toate, de asta am fost, am făcut un parteneriat cu Universitatea Ovidius. Am plusat tot zis, ce trebuie să facem ca să reușim să-i să ținem aici, să le oferim tot ce au nevoie. Ce vrei să faci? Vrei să-ți continui studiile? Perfect, credem un atletul student, în atletul elev. Este senzațional. Hai să-ți oferim și șansa asta. Facultatea de Educație Fizică și Sport, cine vrea să continue? Și se va putea asta în Constanța? Eu, eu zic că da, eu zic că da, dar trebuie, trebuie să, să învățăm să ne promovăm valorile astea și ceea ce putem să oferim bun, pentru că facem și lucruri foarte bune aici. Adică, ok, le vedem și noi, sunt foarte multe chestii care nu funcționează sau ar trebui să funcționeze mai bine, dar ce, ce facem? Să stăm doar să ne lamentăm și să ne gândim Bă, ce bine e în partea ce Nu, hai să punem fiecare os pe bucățica noastră, pe bucățica lui. Să, pe bucățica noastră să facem noi lucrurile cum trebuie, știi? Și mai avem un principiu aici la care țin foarte mulți colegii mei, știu, noi facem ceea ce trebuie și că nu se uită nimeni la noi. E foarte important. Asta, asta, e și principiul nostru aici la televiziune. Facem ce trebuie chiar dacă nu se uită exact. nimeni la noi. Asta e. Da. Andrei, îți mulțumesc mult că ai venit la Constanța TV. Mi-a făcut plăcere să discutăm despre sport și basket în Constanța. Te mai așteptăm cu plăcere la mijlocul sezonului să tragem linie la mijloc să vedem cât de aproape sunteți de obiectivul ăsta cu play-off-ul pentru atletic. Cu mare drag când pentru orice discuții despre sport și nu mai sunt prezent aici. Vă mulțumesc orice. încă o dată și dumneavoastră vă mulțumesc dacă ne-ați urmărit, dacă nu ne-ați urmărit, noi oricum facem ce trebuie. Eu rămân constant în a vă ruga ca, rămânând echilibrați, între alb și negru să încercăm să căutăm mereu lumina. Vă mulțumesc pentru atenție!